Începutul de an școlar a reunit la Colegiul Național Roman Vodă autoritățile locale cu cele județene. De partea cealaltă au stat părinții, cu emoții mai mari decât cele ale copiilor, dar și cadrele didactice. Conducerea unității de învățământ, dar și inspectorul școlar general, au urat mult succes în anul școlar 2016-2017. Eu sunt profesor și mi-am dorit ca acest an școlar să fie un an școlar de nota 10. Cu siguranță așa va fi, pentru că văd în privirile dumneavoastră dorința de a aduce rezultate foarte bune pentru ceea ce înseamnă Colegiul Național Roman Vodă. Tradiție și performanță sunt cele două cuvinte care se îmbină perfect aici la noi, la CNRV. Tradiție și performanță care au făcut să ne cunoască și la nivel național și, așa cum spuneam, chiar și la nivel internațional, toată lumea. Realizările pe care le-ați obținut în anul școlar trecut au clasat Colegiul Național Roman Vodă între primele 100 colegii naționale din țară. Vă reamintesc tuturor că ne apropiem de o cifră rotundă, când vom împlini cu toții 150 de ani de existență a Colegiului Național Roman Vodă, ocazie cu care, fără discuție, vom face un bilanț major al întregii noastre activități. Mi-am legat activitatea mea și de ceea ce înseamnă Colegiul Național Roman Vodă. Și au fost câteva angajamente legate de reabilitarea corpului A pe care am onorat-o. Reabilitarea vilei Calistrat Hogaș, în care se află și Muzeul Colegiului Național, alături de alte muzee de asemenea onorată. Dar poate una din cele mai grele și mai frumoase realizări este aceea care a fost punctată sâmbătă. Restaurarea, consolidarea și modernizarea Colegiului Național Roman Vodă, corpul B. Sunt convins că noul an școlar va fi un an de excepție pentru Liceul Roman Vodă. Vreau să urez elevilor mult succes în acest nou an școlar. Vreau să urez profesorilor multe realizări și succese, de asemenea, alături de copii. Și vreau să vă asigur că veți avea tot sprijinul Consiliului Județean Neamț. Vreau să mulțumesc, să le urez sănătate și putere de muncă părinților, pentru că știu că fac eforturi deosebite pentru a asigura viitorul și condiții optime de învățat copiilor lor. Pentru că se știe că căldura părintească alături de căldura dascălilor înseamnă ceva pentru oricare din acești copii prezenți aici. Și în ultimul rând vreau să urez succes celor de clasa a 12-a. În aplauzele tuturor au trecut rând pe rând și cei mai mici, elevi în clasa pregătitoare. Apoi, împreună cu învățătorul sau dirigintele, fiecare elev roman-vodist a pășit în sala de clasă.